Unul dintre cele mai mari marșuri de protest organizat în ultimii ani de federațiile din educație a avut loc miercuri la București. Prahova s-a prezentat cu un număr mare de participanți care au plecat încă de dimineață la protest atât din Ploiești cât și din Câmpina. Prahova participă cu 300 de persoane, fiind județi limitrofi și putând să aducă un număr mai mare. 200 de persoane pleacă acum de aici și din Ploiești, 100 de persoane pleacă de pe Valea Prahovei de la Câmpina, facem joncțiunea la România și de acolo mergem în continuare. Protestul de miercuri a urmărit să atrag atenția asupra problemelor cu care se confruntă sistemul de învățământ românesc. Proasta încadrare în grila de salarizare în legea salarizării, lipsa sporurilor din învățământ, mai ales pentru personalul cu cele mai mici salarii, personalul nedidactic, lipsa normativelor, iarăși o problemă foarte mare, lipsa personalului și salariile foarte mici în nedidactic și pentru debutanți. Pentru salarii, un trai mai bun, mai decent. Nu vă ajung banii pe care îi aveți acum? Normal, nu. Mărirea salariilor, sunt salariile așa atât de mici încât nu ne mai putem descurca. Trebuie să facem într-un fel, să mergem să ne cerem și noi drepturile, ca fiecare om. Credeți că veți rezolva ceva? Noi sperăm. Noi totuși sperăm. Să trăiască guvernanții cu 2000 de lei, cu copiii care nu avem să punem sandvișuri pe masă. N-avem... Ai salariul dumneavoastră? 2000, da. 2800. Sincer. Ne plătim navetă, cum ne descurcăm? Cum ne descurcăm? Ne descurcăm, că, na, dar totuși de asta protestăm. Să trăiască și ei cu 2000 de lei. Printre sindicaliștii din educație a avut loc și un referendum privind declanșarea grevei generale în școli începând cu data de 22 mai. Peste 40% dintre angajații unităților de învățământ prahovene au fost pentru. Decizia însă se va lua la nivel național.